V-am regăsit oameni buni. Vă salut, dragi prieteni ai limbii române și ai emisiunii Învață românește. O dată pe săptămână, perle ale elevilor. Vă spun că nu mai am atât de multe. Vă spun că perlele primite de la colegii mei sunt tot mai puține. Eu nu mai lucrez de mai mulți ani la școală, așa că nu am acces direct la perle. Și sunt nevoit să caut perle pe internet. Din păcate, timpul nu-mi permite să precizez și sursele de unde le iau. Fiți siguri însă că sursele respective le iau și ele de prin alte părți, așa că se face un trafic de perle, trafic, iată, care ajunge până la subsemnatul. Cer iertare, aceasta este situația. probabil colegii mei vor pune, să zicem așa, umărul și mă vor ajuta să rezolv această situație mai ușor. Le mulțumesc anticipat. Așadar, perle ale elevilor. De la examenele și de limbă românească, dar și alte examene. Secvența dată arată că ăla era cam fricos și nu vrea să se facă de cacao în fața lumii. Asta vrea să arate că e bine să spui ce crezi. Vestimentația era șmecheră și aparte arăta că are bani. Banii l-au ajutat să aibă țoale trăsnet. Este să ții un discurs dacă ai de câștigat ceva. Altfel, nu se merită să vorbești ca fraierul pentru niște oameni care nu te ascultă. Textul cere să vorbesc despre un discurs, și eu nu știu, dar citez niște fraze de unde reiese cuvântul discurs. Orator înseamnă să fii bun la oral, de ambele părți. Nu pot să vă explic, nu-mi dau seama la ce se referă. Căci eu ucid și ochi și flori, și amorul meu de plumb. Vrea să zică un citat din Bacovia. Bacovia accentuează că se simțea ucis de societate și că vroia și el să se ucidă. Artistul este predispus la suicid. E grea poezia românească, oameni buni. Blaga face parte din seria prozatorilor care a reușit să impresioneze cu estetica urâtului și să se și că se săturase de urât și vrea ceva mai frumos în viața lui. Deci poezia aceea lui Blaga nu e frumoasă, deși cred că trebuia să se refere la Bacovea. Dar asta e altceva. E părerea mea. Asta. Nu poți să știi până la urmă unde era citatul acela. La Blaga sau la arghezi, sau la Bacovia. E bine să se știe că ăștia au greșit exercițiul. Nu există perspectivă narrativă. Textul aparține genului dramatic. Iar doamna la clasă a zis că o să avem indicațiile scenice. În fiecare an se greșește, domnilor. Ei, ei, ei la ponei îi plăcea viața. Voia alt bărbat în viața ei. Nu un prostănac ca cripto. Soarele înseamnă înălțime în lumea cochetă. Ființa gingașă vroia să cocheteze cu Ela, cu Otilia, ca Vitoria Lipan. E greu că nu citești nicio carte. eu voi ține discursuri enorme la facultate, deoarece așa am auzit că e bine. Dacă le ții, ei note mari. Eliade a transmis prin plumb multă tristețe. Dar Bacovia accentuează singurătatea că e sigură Orice om care suferă e singur, așa ca Eliade. Deci, când nu știi nimic, trebuie să scrii totuși ceva, nu? Că poate trece neobservat și contează uh, numărul cuvintelor, nu conținutul. Riga era ramolit și prost, nu prea știa cum să o cucerească, pe Prințesa Soarelui. Testament este impresionantă prin faptul că se inspiră din alegerile electorale din 1881, iar caragiale prezintă prostia românească din politică care este și acum. un amestec insolit de testament arghezian și carageale cu prostia românească. Iubirea lui Bacovea pentru Cavou este sus. Cavoul este iubita lui moartă de câțiva ani, care suferă enorm și stă lângă cimitir și așteaptă probabil să învieze. Dacă ai bani, ai haine șmechere, cum avea conferențiarul. Cât credeți că mai putea îndora Riga să nu o vadă pe ciuperca, pe ciuperca, la Pona? E normal să, iei, să o iei razna. Era tânăr, voia giulgiuleală. Fără asta nu poți spune că e iubire. Cripto era virgin și nu știa să se comporte cu Lapona. Îi dă niște mure, poate, poate, și apoi îi dă vin să profite unii de alții. E vorba de poemul lui Ioan Barbu, da? Riga Cripto și Lapona Enigel. Ca să zic până la capăt. Hei, atenție! Vă pupă fratele vostru americanu Ne vedem și la anul N-a scris nimic Să vii să te iubesc în cimitirul nostru Pe o lacustră de mult uitată Minulescu a arătat tristețea apăsătoare din viața poetului Bacovea în critica făcută special pentru el. Tristețea și iubirea sunt la înălțime pentru Călinescu, care a scris Riga Cripto și a transmis-o apoi și în romanul de mare, mare întindere, Enigma lui Otilia. Cum a trecut prin școală, e greu de înțeles, dar până la urmă poate înțelege altcineva. <coughs> În lumea lui Bacovea e mereu vânt și frig, și ploaie. Când stă singur cuc lângă un mort, va ai de el. Da, mă opresc aici, oameni buni, ca să vedeți că uneori copiii, trădează copiii, elevii la examene, trădează și activitatea din clasă. Dacă ați observat în aceste perle, cum le zicem noi în spațiul public, nu? Ă, sunt așa reminiscențe, ușoare amintiri din clasă, nu? semn că ă, materia a fost tratată fie în glumă, adică neserios, fie neprofesional și atunci a iată probleme. Ajungem la emisiunea cu perle. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați sugestii, întrebări, critici pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește a Televiziunii Plus Suceava. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. La revedere, doamnelor și domnilor. Pa, dragi copii!